Ați anticipat prima mea întrebare. Știm cu toții că la cumpăna dintre ani, una dintre urări este ca anul care vine să fie mai bun decât cel care se încheie. Putem fi optimiști din acest punct de vedere asupra anului 2024, care tocmai a început? Să știți că anul 2024, din punctul meu de vedere, e un an foarte greu. Dar asta nu înseamnă că nu sunt mai mult optimist decât pesimist de această dată. Mi-am schimbat analizele în ultimele săptămâni și am ajuns la niște concluzii care mă fac să cred că e un an complicat, e un an paradoxal din punct de vedere al ceea ce ne așteptăm să obținem de la acest an, dar oricum nu trebuie să fie un an care să ne sperie. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi am intrat de câtva timp, noi, analiști economici, așa ne numim noi, analiști economici. De fapt, suntem niște oameni care, prin meseria noastră, încercăm să înțelegem economia și să o explicăm și altora. Am intrat așa într-un fel de situație în care totul mi se pare o criză pe care nu mai vedem terminându-se, în care România se prăbușește și în care nu există niciun orizont care să ne încurajeze să mergem mai departe. O, rezultatele anului 2023 sunt mult mai bune decât ne așteptam. Și asta nu este. Nu este o analiză personală, o analiză românească. Analiza internațională pune România pe un plan mult mai interesant din punct de vedere al evoluției decât ne-am așteptat noi. Acum, sigur că lucrurile astea trebuie luate cu mai multă grijă, pentru că avem de-a face cu inflație, care ridică cifrele statistice pe un pol puțin mai superior, dar mai sunt și alte lucruri care trebuie să le luăm în seamă.